Welcome! Bine ați venit! Mă bucur că ați ajuns. La un moment dat am crezut că o să mergeți în sediul din piața Cipariu, dar nu. Ați ajuns unde trebuie, și anume pe Calea Turzii 235, la noul sediu Rock Academy, Rock Academy Hub. În momentul ăsta se țin ore, însă ce ne oferă acest spațiu în plus față de cel din piața Cipariu? Ei bine, scena. Aici se vor putea ține repetiții, workshop-uri și masterclasse pe care le anunțăm curând, deci stay tuned. Și nu doar atât, se vor putea ține petreceri private și detalii mai multe veți afla mai târziu. Hai cu mine! Acum îi vom deranja pe Darius și pe Iulia de la ora de producție. În afară că predă producție, Darius mai predă și chitară, chitară bas și tobe și percuție. Însă, cum spune Darius, de ce ar trebui orice copil să învețe măcar un pic de producție? Este importantă producția, deoarece orice copil ar trebui să știe care sunt rolurile în trupă sau în muzică sau așa mai departe, adică ce rol servesc tobele într-o piesă, ce rol servește chitara într-o piesă. Chestiile de genul ăsta se discută foarte mult la producție, de asemenea și compoziția și efectele pe care poți să le aplici într-o producție, într-o piesă, să fie conștienți de aceste părcuri. Mulțumim! Ne continuăm traseul! Nici și Alexandra sunt la ora de chitară. Richard Bordea, profesor de chitară. Spune-ne, Richard, care sunt niște noțiuni care pot fi cuprinse într-o oră? Păi uite, de exemplu, azi cu ea am început cu o încălzire pentru mâna stângă și mâna dreaptă, după care am făcut un arpegiu cu septimă, nonă, 13 și l-am abordat cu diferite tehnici. Alternate picking, economy picking, legato. Super, mulțumim! Mulțumim! Continuăm! Alex Raiu, profesor de canto pe tehnică vocală extremă. Spune-ne, Alex, ce este scrimul și cum se execută cel mai bine? Scrimul este o tehnică ce se focusează foarte tare pe textură și are nevoie de un suport și un balans cât mai corect și cât mai controlat. Super! Mulțumim! Continuăm! Hai să o deranjăm pe Gabi! Gabi Irișiu, profesoară de canto. Spune-ne, Gabi, care este un element de bază pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când cântăm? În primul rând, este foarte, foarte important să avem foarte mare grijă la respirat. Și, de asemenea, putem să introducem puțin și noțiunea de suport, dar, în primul rând, respiratul este important. Suntem atenți atunci când tragem aer, să nu ridicăm umerii, adică să nu facem așa. În momentul în care facem asta, se adună foarte multă tensiune în zona gâtului, ceea ce nu este ok și nici nu beneficiem de capacitatea pulmonară completă pe care noi de fapt o avem. Așa că suntem foarte atenți când respirăm, umerii jos și observăm că foarte puțin toată zona abdominală vine în față. Cam asta ar fi mișcarea ideală atunci când cântăm. Super! Mulțumim! Hai să deranjăm pe Abel! Abel Pădureț, prof de tobe și percuție. Spune-ne, Abel, cum decurge o oră de tobe? În principiu, destul de simplu. Ora începe prin, cum să zic, elevul își face încălzirea prin repetarea lecțiilor anterioare. Apoi, ca și 9 lecții, se explică teoretic
în principiu teoria, se scrie ritmul, se explică, etc. Apoi se pune în practică. Tehnica și forma de executare, etc. Chiar acum mi-am amintesc. Tu n-ai repetiții? Da. Ai fost la repetiții? Mergem cu toții. Acum venim și noi. Am uitat cel mai important punct. Unde se cântă la calculatoare, glumesc. Aici se conturează viitorul. Costi, mergem la repetiții. De când l-aștept? Hai! Costi, spune-mi cum este să-ți împarți experiența și darul viitoarei generații de muzicieni. Pentru mine este foarte plăcut. De multe ori revăd începuturile mele în a muzicii, începuturile compactului, ce mai eram foarte tânăr, entuziast și mă bucur că pot să fac acest lucru. Să reluăm de la refren, da?